Salutare! Astăzi facem challenge-ul 3 uși, doar una e câștigătoare. Da. Avem în spatele noastre 3 uși, după care se află câte o cutie. În două din cutii sunt pedepse, iar în una este o surpriză. Avem fiecare câte 2 șanse să găsim surpriza. Eu voi începe primul. Am 3 uși și nu știu pe care să o aleg. Să începem cu aceasta. O cutie. Pedeapsă! Și anume, va trebui să-mi pun în cap 2 baturi. Pentru că va fi o fetiță. Când mă ajutați, cum aici... A, așa se deschide. Hai, puneți-mi mie. Voi mă pedepsiți, ok? Hai. Hai. Nu. Ai reușit? Vezi, te ajut, vezi. Sunt frumos? Aceasta este pedeapsa mea. Și eu, după cum înțeleg, va trebui să stau cu aceste baturi următoarele runde? Da! Aoleu, dă să nu aleg ușa următoare peste una. Încă o cutie? Să vedem ce este aici. Surpriză! Wow, și eu văd! Este o ciocolată Toblerone! Este ciocolata mea preferată! Wow! Următoarea sunt eu! Și... Ala, bala, portocala, cine ne-a furat banana, mu, 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 ieși afară numai tu! Aceasta! Surpriză! Deodată! Niște bombonele! Wow! De ciocolată! Acum e lindul meu! Ala, bala, portocala, cine ne-a furat banana? Hai să vedem. Pedeapsă! Eu deja văd că este o pedeapsă și văd și pedeapsa. Este așa o mătră și va trebui să cânt la ea. De ce să cânt eu? Da, să cânt și să dansez. Nu, 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 este așa ca microfon. Deci, pentru toți cei la care astăzi, când vezi acest videoclip, este ziua de naștere, o să vă cânt un la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Tu să trăiești, tu să trăiești, la mulți ani. Ok, mai am încă o șansă, da? Care? Aceasta! Aceasta! Să văd, să văd, să văd! Surpriză sau pedeapsă? Ia dă-ți tu! Pedeapsă! De ce ai văd că e pedeapsă? Eu nu o să am nici surpriză înseamnă că asta! Eu am căldarea și mătura. Deci căldarea va trebui să o pun în cap și să zic că eu sunt foarte deșteaptă. Elisa, ia-ți! Uite-l în cap! Eu sunt foarte deșteaptă! Eu sunt foarte deșteaptă! Bum, bum, bum! Vedeți, capul meu e plin! Răsună! De ce n-am nicio surpriză? Mai facem încă câte o rundă fiecare! Și iarăși rândul meu! Data trecută am ales-o pe aceasta, apoi pe aceasta, acum dă să o aleg pe aceasta. Da. Surpriză! Кажу! Вау, кажу чоколади! Супер тари! Нам мінкати нічодата ще чого! Акумаю, шалега часто уше! О, кутіка, де вичей? Ну! Ну, педяпса! А ще бурган де маслини. Ще трошки куїв? Самолич Уна! Мія, ну!
Astea sunt olive. Olive. Nu, îmi place. Hai mă, cu o guriță mică. Adeta? Arată că ești curajoasă să-și pune în gură și mărgă, mă. Bine, sunt foarte sănătoase. E prea sănătă, suci! Haideți, mă, ne poate. Aleg pe această ușă. Ești? Oh-oh. Din nou pedeapsă și din nou cu mâncare. Pedeapsă cu ceapă. A mea, îmi place. Trebuie să mănânci toată ceapa aceasta. Da? Glumesc, o guriță. Mie deja ceapă îmi place. Să pedeapsă sau surpriză? Dar de ce e așa de tare? E bătrână, cred că. Apă! Și Melissa, acum e rândul tău. Să vedem ce pedeapsă se așteaptă. E rândul meu, e rândul meu, aleg pe asta. Ca mine. Pedeapsă. Are o furculiță și... Ardei, Melissa! O guriță. O guriță. Nu, nu. O guriță micuță. Nu, nu. Prăcișcă. Prăcișcă. E prea grea pedeapsă pentru Melissa. Deci dacă Melissa refuză să mănânce ardei, atunci își pierde cea de-a doua șansă de a găsi surpriza. Dar haideți să vedem ce e acolo, în aceste două uși. Hai în aceasta. Ce este, vă? Surpriza! Și acolo sunt chiar trei surprize? Trei ușoare era să fie, Melissa, ai văzut? Era o surpriză faină. Vedeți? Dacă vă predați, atunci pierdeți o șansă importantă, așa e și în viață. Așa că nu vă predați niciodată și mergeți până la capăt. Să vedem ce pedeapsă se ascunde după această ușă. De ce Melissa a scăpat? Pedeapsă... O lămâie! Dar Melissa îi place lămâile. Și mai bine ar face această pedeapsă decât ar mânca un ardei. Dar nu să deschid pe ea. Să deschizi? Asta nu e Kinder Surprise. Dar eu să mănânc lămâie. Nu pot. Și din nou eu sper de data aceasta să am și eu surpriză, pentru că a rămas fără surpriză. Voi aveți să iau la niciuna. Hai să facem așa. Tu alegi între mine o ușă și apoi tu o ușă. Okay. Prima tu, care ți-o deschid? Unde crezi tu că ești surpriză? Să văd eu. Eu mă gândesc. Intuiția ta. Aici. Aici. Hai să vedem intuiția Jasminei. Să vedem. Ah, Jasmin, ai intuiție foarte bună. E prima surpriză! Da! Chipsuri din orez, foarte sănătoase! Păi! Haideți să vedem totuși ce este după celelalte uși. Melissa, tu care ușa vrei să-mi legi mie? Ia să văd. Care? Aceasta. Dați-mă într-o parte să vedem. Ce mămică câștiga dacă Melissa alegea prima? Dacă ce pedeapsă aveam să da. Fac? Ia. Ce pedeapsă? Ah, o pedeapsă foarte amuzantă! Ia, băbiți, doi mega clești, care trebuia să le pun pur și simplu în păr. Pot să le pun și acum. Asta e cea pedepsă haine. Ce cercei, mămică? Niște clame. Și acolo avea să rămână ultima pedepsă, care este... Ia să vedem ce este. Șervețele uscate. Care trebuia să le bag în urechi. Nu se ține. Nu scot. Vreau să le bag în urechi și în nas. Te ușurbețeam la fiecare gaură. Aia să fie vesel, dar asta lăsăm pentru alt challenge. Și dacă voi vreți să facem alt challenge, atunci adunăm, haideți, 10.000 de like-uri și facem partea a doua. Da. Noi vă zicem, pa!